tineret, în scurt am viață de artist. Nu sunt nici vesel, nici prea trist, și bucuros sau necălșit, sunt fericit că pot să-ți cânt. Când pe culme casa, scena mie mireasa, când pe culme crezul, nașterea botezul, scumpa mea povară, dulce și amară, nu vreau faimă, nume, vreau un rost pe lume. Să nu mă crezi nemuritor, căci sunt și eu om trecător. Mă bucur când te văd zâmbind, un cântec drag atunci îți cânt. Eu plâng și râd, mă nasc și mor, spun adevăruri care dor. Azi mă înalț, mâine cobor, sub ochii tăi, drag spectator. Cântecul mi-e casa, scena mi-e mireasa, cântecul mi-e crezul, nașterea botezul, scumpa mea povară, dulce și amară, nu vreau faimă, nume, vreau un rost pe lume. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Prieteni, bună seara. V-a fost dor de noi? Cu siguranță. Da, totuși noi de mult, de mult n-am făcut emisiunea, n-a fost prezentată în acest local. La acest panou de publicitate. Da, cu inscripția Cântați cu noi, că de fapt ăsta e mesajul propriu-zis al emisiunii și vă îndemnăm să cântați cu noi toată emisiunea. Veți avea ce cânta astăzi. Una a fost că din prima zi a fost mai multă lume cu noi, mai mulți muzicieni, interpreți și noi am fost nevoiți să ne ridicăm. Da. Și să cântăm cu ei. Da, ce fac eu acum este să public și pe pagina mea acest live, ceea ce vă îndemnăm și pe voi, prieteni, să distribuiți acest live pentru ca să ne vadă cât mai mulți prieteni de-ai voștri, rude, de ce nu, pentru ca să fim cât mai mulți aici, acei care cântă împreună. Gheorghe Țopa alături de voi, gazda emisiunii. Stela Botez. Mulțumesc. Data trecută nu mi-a venit bine să spun că, uite, ai fost lipsă. Emisiunea aceea și n-am mai vorbit, nu m-am mai lăudat. Cum nu v-am lăudat? Mai lăudat ca să... Dați-vă laud acum. Domnul Gheorghe, dar ce mustață frumoasă aveți! Nu de asta. V-am lăudat? Nu, eu zic de ce, că tu n-ai fost la lucru. Da. Ei, n-am fost și odată. Da, am avut motiv frumos. Motiv frumos. Motiv frumos. Și drept că tot și-a fost neatenția mea. În regulă. Pentru nicio că miercuri a fost rezervată pentru mine, sigur, dar noi am făcut joi. Eu zic că v-ați descurcat extraordinar. Da. Și dacă este așa, dacă voi, cei care ne priviți acum, ați văzut și emisiunea cu Enigma Romilor, emisiunea pe care a prezentat-o maestru Gheorghe Țopa singur, și dacă v-a plăcut și credeți că s-a descurcat de minune, scrieți-ne în comentarii chiar acum. Altă dată înșasă într-un cadru. Ați vorbit după culise. Păi așa și ați făcut, ați vorbit de după camere. Am mai ieșit eu, că nu puteam să nu ies. Da. Am cântat cu băieții. E vara afară și suntem și noi îmbrăcați cât mai colorat și cât mai pestrițat așa. Sperăm că în sufletul vostru la fel este vară, prieteni, și sperăm că vă simțiți bine în fiecare zi. Iar în seara asta, îndeosebi, vă simțiți minunat, pentru că noi suntem alături de voi prin cântece. Prin cântecele neamului, prin muzica maestrului Gheorghe Țopa, prin cântecele neamului care vor fi cântate de către un tânăr talentat pe care o să-l vedeți în câteva clipe, dar încă vă lăsăm așa în suspans. Lăsăm să fim mai mulți, da. Pentru că noi vrem să facem, să le dăm posibilitatea la băieți să vă cunoască și voi să-i cunoașteți pe ei. Da, sunt mai mulți băieți, chiar dacă în publicitate ați văzut unul, dar sunt mulți. Dar eu vreau să cânt o melodie. Dar vă rog, cu ce începem?
ca lumea să ne poată scrie mesaje, să felicităm lumea, o să felicităm pe toți care sunt omagiați astăzi, numai decât, pentru că eu mi-am pus așa să cânt cât mai multe cântece astăzi. Hai, Doamne ajută! Deci și voi, prieteni, veniți cu felicitările în comentarii, pentru că noi o să le dăm citire și cu drag o să vă cântăm pentru sărbătoriții dumneavoastră, așa cum obișnuim. Și vreți să cântăm o melodie? Da, ce melodie? Cei mai frumos ca dragostea. Dar ce poate fi altceva decât dragostea? Gheorghe Țopa pentru dumneavoastră, chiar acum la început de emisiune. Haideți să ne adunăm cu toți. Asta cred că e altceva. Cei mai frumos ca dragostea. Ce-i frumoasă viață? Ah, dimineața, da? La 4 dimineața. Ce frumoasă este viața. Ce frumoasă este viața, da. Haideți, maestre, să cântăm dragostea, pentru că dragostea este tot ce avem noi mai frumos în viața asta. Nu, dar într-adevăr se aseamănă melodiile. Da. Cum să nu încurci cei mai frumos ca dragostea cu cei frumoasă este viața. Este dragoste dimineața. Corect. Ai dispărea, dulcea mea și amară. Te-aș găsi cu inima să-mi fii alături iară. Te port în suflet, te simt în minte, visele mi le-ai împlinit. Iar lângă tine nu am cuvinte, pentru că-s cel mai fericit. Cei mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uită, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea. Părea că mai ușor zilele vin și pleacă, fără lacrimi, fără dor, dar fără tine, dragă. Inima tace, sufletul zace, nu-mi găsesc locul nici în vis. Gândul nu doare, nici nu tresare, nu pior nimic, dar sunt în vis. Cei mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uită, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea. Cei mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uită, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea.
Gheorghe Țăba! Da, mulțumesc de aplauze. Că asta, într-adevăr, e important să ne aplaudăm și să trăim dragostea și să o cântăm, bineînțeles. Sperăm că ați cântat cu noi, prieteni. Și până trecem noi să citim comentariile și mesajele voastre, comentariile voastre, de fapt, atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube, ambele cu numele clar, Gheorghe Țopa. Canale pe care vă îndemnăm să urmăriți activitatea de aici, să vă fie dragă, vrem, din tot sufletul, și să primiți notificări ori de câte ori venim cu emisiuni și cu videoclipuri din aceste emisiuni, pentru că unele piese, știți deja, tradițional, se decupează și se încarcă separat. Știi, îmi plăcea la început, când a fost cu Ciuc, eu am dat exemplul ăsta mai des. Da, mi-e dragă de Ciuc. Ciuc a cerut de la lume să-i dea cât mai multe inimioare. Și veneau câte 50, 30 roșu inimioare era acolo, tot era numai inimioare. Da. Așa că trebuie să cerim și noi ceva. Eu cer pupicuri, de exemplu. Da. Dar eu inimioare și zic... Tot pupicuri. Nu tot vreți, pupicuri, da? Da. No, bine. Bine. Mai cântă melodii. Vreau să mai cântă melodii. Are chef. Deci, da. Vă dați seama cât de mult vă ține în suspans, maestru, în legătură cu invitații de astăzi? Eu vreau să fie cât mai multă lume. Din prima clipă. Da, suntem. Hai, mai adunați-vă. Mai adunați-vă până când... Da. Distribuiți ca să fie mai multă lume cu noi. De ce treci în grabă? Clipă, stai un pic pe loc. Noapte, dușa ta geană, lasă-mi stelele la loc. Oameni, relele se piară, haideți să unim cei buni. Soartă plină de ocară, hai pornește-mă la drum. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim, să dăruim. Și să iubim, să dăruim, și să iubim. Doamne, domn și domnișoare, toate hai să le trăim. Timpul n-are așteptare, de suflet hai să nu fugim. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât de viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim, și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim, să dăruim. Să dorim
și să iubim multă, multă, multă dragoste. Așa, a venit, cred că, momentul. A venit, sigur. A venit, că sigur că. A venit momentul să vă prezentăm invitații din această seară, artiștii care ne vor încânta cu muzica lor, muzica neamului, și spun așa pentru că vor răsuna melodii cunoscute de voi, dar și mai puțin cunoscute. Pe cele cunoscute le cântați cu noi, pe cele mai puțin cunoscute le învățați și ulterior le cântați. Da. Prima strofă învățați și de la a doua cântați cu noi. Prieteni, o să vină în cadru, în atenția voastră, cei 1, 2, 3, 5, 5 muzicieni, tineri, cu perspectivă, frumoși. Dacă îmi spun frumoși, păi credeți-mă că eu sunt femeie și văd ce colegi. Spun și spun ce văd. Sunt colegi, prieteni. Învață muzică, sunt prieteni, sunt colegi și de breaslă, probabil cântă și la petreceri împreună. O să întrebăm imediat, da. Pentru că sunt aici cu noi Denis Lazar și formația sa. Bună seara, Denis! Bună seara, băieți! Bună seara, bună seara! Să știți că noi am amplasat așa camerele încât eu nu mă uit la voi foarte des. Dar poți să uiți, poți mă uit, da? Permite. Bun, hai că mă uit. Măi, Denis, măi! Vă ascult. Prima întrebare, da? Când a intrat în sală, a intrat ultimul și el cel mai micuț, cel mai slăbuț. Eu am zis că, odată că mi-i ciudă pe două categorii de bărbați. Mm-hmm. Slagi și super slagi, acum acolo. Trași prin inel, eu le zic. Așa că am poveștile cu făt frumos. Sigur, sigur. Denis Lazar este din Orhei, raionul Orhei. Localitatea? Satul Puțintei. Puțintei. Da, v-aș spune că acolo în sat sunt nu puține cântece deloc. Și pe toate le știe Denis să le cânte. Un tânăr de 17 ani, da. Student la Colegiul de Excelență, Ștefaneaga. Așa, de muzică Ștefaneaga, cum știm noi, colegi de muzică, da, chiar da. Dacă are acum alte denumire. Da. Exact. Face dirijat orchestral, asta înseamnă multă teorie muzicală și muzică la greu, dar cântă cu vocea pe lângă cor, cântă cu vocea foarte frumos și folclor. Uite, ți-am vorbit în rime. Bună seara, bine ai venit. Bună împreună seara, cu colegii tăi. Pentru început o să te rugăm să ne prezinți, să ne spui pe nume colegii, după care o să da, cântați. Deci vreau să vă prezint, el este Tinei Vasile, trompetă, Andrean Borte, clape, saxofon Vadim Gavriliuc și acordeon Oancea Vasile. Nume noi, fețe noi, ochi optimiști și cu siguranță o să vedeți cât de talentați sunt băieții ăștia. Hai să vedem, hai să cântăm o melodie așa de bun găsit, de bun venit, după care mai vorbim, da? Ce da, vreți să începem cu o melodie, să deschidem această seară? Da. Hai băieți. Hai să fie. Fa major. Hai, 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 omul bun și te-o primi. Hai, hai, să trăiască știe. Hai, hai, omul bun și te-o primi. Hai, hai, să trăiască știe. Dacă mila veselie, la 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 la, oameni de omenie, la 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 la. Păi dragomila veselie, la 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 la, oameni de omenie, la 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 la. Hai ha, bine, bine, e așa. Hai, hai, omul bun cu suflet mare. Hai, hai, multă cinste are. Hai, hai, omul bun cu cinste mare. Hai, hai, multă cinste are. Dragul mi la veselie, la 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 la, oameni de omenie, la 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 la. Păi dragul mi la veselie, la 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 la, oameni de omenie, la 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 la. Hai formația, bine, bine. Hai, ha. Și dominie, hai, hai, să trăiască știe. Hai, hai, omul bun și dominie, hai, hai.
să trăiască știe. Dragul mila veselie, la re la la la. Oameni de omenie, la re la la la. Păi dragul mila veselie, la re la la la. Oameni de omenie, la re la la la. Hai și cu sol minor frumos. E hai. Păi să aveți sănătate la mulți ani și să fiți departe de dușman. Ce iubiți mai mult să vă trăiască, ce iubiți mai mult să vă trăiască. Bine formația! Yeah! Hai, hai! Păi scoateți vinul rece, ca venit prietenii. Noi azi vom petrece până mâine a doua zi. Dar azi e sărbătoare și ne înveselim. Vinul de pahare să-l golim. Zi mai lăutare, una mai cu vouă. Cântă tu mai tare, vreau să joc. Păi să aveți sănătate la mulți ani și să fiți departe de dușmani. Ce iubiți mai mult să vă trăiască, ce doriți mai mult să se împlinească. Yeah! Hai, hai! Să fie special pentru toată lumea care ne urmește cu Mabelai. Hai, hai! Și sunt prietenii mei. Noi azi vom petrece cum facem de obicei. Dar azi e sărbătoare și ne înveselim. Vinul din pahare să-l golim. Zi mai lăutare, una mai cu foc. Cântă tu mai tare, vreau să joc. Să aveți sănătate la mulți ani și să fiți departe de dușmani. Ce iubiți mai mult să vă trăiască, ce iubiți mai mult să se împlinească. Yeah, hai, hai! Zi așa, 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 zi bă! Scoateți vinul rece, ca venit prietenii. Noi azi vom petrece cum facem de obicei. Dar azi e sărbătoare și ne înveselim. Vinul din pahare să-l golim. Zi mai lăutare, una mai cu foc. Cântă tu mai tare, vreau să joc. Păi să aveți sănătate la mulți ani și să fiți departe de dușmani. Ce iubiți mai mult să vă trăiască, ce doriți mai mult să se împlinească. Bine formația! E, hai, hai! E, hai, hai! Lazar, Denisu, fă-ne semn când sfârșit. Eu îmi dau seama că, în primul rând, voi nu tot timpul cântați împreună, voi sunteți să vă strângeți, dar nu tot timpul. Și acum eu am pus condiții că tu să vii cu băieți, să nu vii singur, da, să fim mai mulți. De aceea, când ai nevoie să sfârșești, melodia vorbește. Ok? Da. Spune microfon! Eu zic că a fost bine pentru început, da, și nu-i mai ocurăți, da, că da, o să cânte fain. Eu nu-i ocurăsc, eu am vrut să spun că l-a lăsat băiat să... Da, da. Ei o să, să numere strofele tale, tu ai acolo vreo 7 strofe. E greu băieții din spate să înțeleagă de la spate ce vrea Denis. Vă-ți vorbească. Așa că puteți să vă rotiți, poți să te rotești, să te învârtești. Da, să... da. Până una alta, o să mai citesc niște... O să, okay, încep să citesc, hai, să comentariile începe voastre, prieteni, da, și lumea v-a ascultat dorința și deja au început felicitările. Sunteți super, în primul rând, ne laudă doamna Braniște Ludmila, apoi scrie: doresc o melodie pentru scumpul meu fecior Radu, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 3 iulie. La mulți ani! La mulți ani, Radu! Radu, Radu, Radu! Radu, mami! Radu, mami, Radule!
O strofă. Nu, nu, nu pune în situație. De ce? Păi... N-am interpretat prea mult, prea hai cu mine, hai cu mine, o strofă. Hai re minor. Unde, unde-i cobză? Nu-i. Nu, nu, nu. Nu-i re. Fa major. Major, major. Hai fa major, hai să fie. Fa major re minor. Prin pădurea bradului trece mama radului, măi, din ochi negri lacrimi și de radul întrebări. Radul, mame, radule, măi, din ochi negri lacrimi și de radul întrebări. Radu, mame, radule, măi, hai da! La mulți ani, Radu! Sănătate! Fericire! N-ați văzut la Crâșma Stanii unde-și beau drumeții banii, unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu, mami, radule, măi, unde-și beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu, mami, radule, măi, radu, mami, radule, măi. Uite așa o improvizație. Mai. Bun. Da, mie mi-e sus, na, ce să fac. Dar eu sunt soprano, eu tot am cântat în cor, ca și tine. Tu ești tenor, da, Denis? Da. Bun. Bună seara de la Călăraș. Vreau să cântați o melodie la alegerea dumneavoastră. Fetița noastră, Ilincuța, ieri a împlinit 6 lunișoare. Îmi place cântecul lui. 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 Cui? Fata tati. Lui maestrului? Care? Oarecare. La 6 lunișoare, cu siguranță, Ilincuța se va bucura de fata tati. Hai să cântăm fata tati. Hai, hai să cântăm fata tati. Fără pregătire, fără... Da, pf, dumneavoastră, vă trebuie pregătire. Ia că băieții... Că niciodată vreau un pahar de apă. Da? Să mi-l aduc cineva. Gheorghiță, ajută-ne, te rog, cu un pahar cu apă pentru maestru. Nu de altă, dar avem de cântat. Aveți, băieți, aveți salutări din Italia. Avem Alexa Cojocari care scrie: succes, Denis Lazar. Așa, Dvorețchi Elena scrie: bună seara, maestre, se poate un cadou muzical pentru fiul meu, Dvorețchi Victor, ce vă cuprind. Un refren, ascânt băiatul tati. Băiatu, tati. Bună seara, vă admir și vă ascult cu mare plăcere. Bravo, bravo, bravo. În vacanță când ajungeți? Sunteți foarte minunați și frumoși. La noi, la artiști, vacanța e cam așa. Cu virgulă cântatul. Eram și noi, probabil. Dar se cântă mult, se cântă și în post. Așa că cântăm și acum. Fata, tati. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, unul aș vrea să-ți schimb. E legat de altul nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, plin și minunat. Fata, tati, fata, mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata, tati, fata, mami, o prea frumoasă floare de aprind. Trece timpul, e grăbit și neostenit, un copil să-l crești cu dor nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire, să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fata, tati,
fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Așa-i viața într-o zi, ne vom despărți. O să apare cineva în inima ta, dar de mamă și de tată să nu-ți vreodată pe obraz cu lacrima te vom aștepta. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, luminată fie calea ta. Fata tati, fata mami, cu dor acasă te vom aștepta. Cu dor acasă te vom aștepta. Gheorghe Țopa pentru voi, prieteni, mulțumim! Aș dori o melodie pentru nepoțelul David, care pe 14 iulie împlinește 5 anișori. O melodie care va răsuna cântată de Denis va fi pentru nepoțelul David de 5 anișori. Ce vârstă frumoasă, 5 și anișori! Și încă un băiat înainte de asta a fost. Și încă un băiat înainte, da? De asta a fost, da. Uite, mai avem aici comentarii frumoase pentru... pentru Denis, îi se zice bravo, bună seara băieți, Andrei Memeț ne scrie, Angela Cojocar Chevecos adaugă o seară frumoasă cu voi împreună și cu clipa care a fost cântată deja, da. Maestru mereu e bravo, dar la această piesă tot sufletul își dă. Admirabil ca mereu. Stela foarte drăguță în rochiță floral. Mulțumesc, mulțumesc. Hai, Denis, foc la ghete, scrie aici lumea. Ei, și dacă tot te îndeamnă cu foc la ghete, măi, Denis, o să am, înainte de a cânta, o să am așa mici curiozități așa către tine ca să te cunosc și eu mai bine, atât eu cât și cei care ne privesc. Tu ai acum 17 ani, o vârstă frumoasă, o vârstă la care începi să înțelegi dragostea adevărată, o vârstă când și vocea devine mai matură și tu te maturizezi mai intens, așa. De la ce vârstă, de fapt, tu cânti? Am început a cânta de la vârsta de 3 ani. Din grădiniță. Da, și-a zis mama. Da, pentru că el la 3 ani omul nu prea ține minte mare lucru. Puțin și țin minte. La noi în Orhei se făcea ca cum este Lollipops. Uh-huh. Era picături muzicale, așa, un cerc. Da, da, da. Care am frecventat acolo, nu țin minte cât timp. Câțiva ani, da, probabil. După care, știu că s-a terminat tot acolo. Apoi, peste câțiva ani, am plecat la școala muzicală din Orhei. Am studiat acordeonul 5 ani. 5 ani. Uh-huh. Până între 9, cred. Până între 8. A 8, ok. Și deja, după clasa 9, am venit la Ștefan Neagă să studiez. Îți place? Cum e? Cum te simți? Foarte mult. Îți place, da? Trăiești, da, la cămin? Da. Viața adevărată de student, cum s-ar zice. E, acolo în cămin, probabil cu băieții, vă adunați, vă cântați și... Sigur, sigur, cum fără de asta. Și cu siguranță ați început și la petreceri să cântați împreună. Da, eu, spre exemplu, de mult cânt. Uh-huh. Și băieții, uh-huh, la fel. Bun. Împreună... Dar în formula asta, de cât timp sunteți, ca să zic așa? Astăzi. Astăzi, da? Nu, serios. Am mai avut câteva evenimente împreună. Bun. Adică nu am fost toți, dar câțiva dintre ei și-au mai fost. Asta am vrut să spun, toți în componența asta astăzi. Super, super. Păi e provocare pentru fiecare dintre voi, atât pentru acordeonist, cât și pentru saxofonist, pentru clapist, trompetist, nici nu mai zic. Băieții trebuie să însoare, trebuie să... Stați, că sunt tineri care însurați. Ia acolo inimioare sunt.
Fetelor, la băieți. Pupicii sunt pentru mine, dar inimioare dați la băieți. Vă rog frumos. Ce ne mai cântați acum, fiindcă am vorbit și ne-am degajat? O sârbă moldovenească. O sârbă, hai cu sârba, ca să fie cât mai vesel, da? Hai, hai! Și rece, cu tine omul petrece. Cântă și se-nveselește și cu oameni el cinstește. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun, măi. Yeah! Hai, hai! Vin în poloboace, cine ar mai putea să joace? Fără scripca cea bătrână, cum am face voie bună? Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun, mă! Hai, ha! De sărbătoare, pentru toți facem urare. Chiuiți ca așa ni dată, viața o singură dată. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, viață lungă și un grai bun, la mulți ani cu drag vă spun, mă. Hai, ha! Cântă-mi lăutare lângă mine, sârba din Moldova, că o știi bine. Lumea bucuroasă să o joace, să petrecem astăzi seara cum ne place. Pune strune foc, mândru să-mi o joc, să cânt, să iubesc, odată trăiesc. Cu drag și cu dor, vă cânt tuturor, asta e viața mea, mie-mi place așa. Da zi scripcar, nu te lăsa, lam-tara-tara, lam-tara-tara, cu formația uite așa, lam-tara-tara-tara-tara. Cu toți să vă înveseliți, lam-tara-tara, lam-tara-tara, că doar o viață trăim. Yeah! Hai, hai, vine formația! Zi-mă! Zi scriu car nu te lăsa odată, trage arcul așa cum se mai poate. Chiuiți câteodată că odată
astfel cântă Denisca cu formația toată. Pune strune foc, mândru să te joc, mândru să-mi o joc, cu odată trăiesc. Cum tuturor, asta-i viața mea, mie-mi place așa, păi odată trăiesc. Păi zi scripcar, nu te lăsa, lantaratara, lantaratara, cu formația uit așa, lantaratara, dradara. Cu toți vă veseliți, lantaratara, lantaratara, că doar o viață trăiți, lantaratara, dradara, ofofofo. Zi-mi, frate, în lăutară, măi. Yeah! Hai, ha! Coro! Uite așa! Frumos! Denisca, da? Așa îți place să ți se spună, Denisca? Hey. Ca fiecare băiat. Sau Denis. Sunt botezat de Onisie, dar mulți îmi spun Denis, Denisca. Pentru că și pe YouTube ți-a scris, stop, ți-a scris Sârghi Ghiță. Bravo, Denisca. Ei, mă rog, așa sunt dezmierdat. Te-a dezmierdat el direct. Nu, nu-l cunoști pe Sârghi, nu? Nu, îl cunosc. A, îl cunoști. Da. Uite, toți oamenii de puțin tei sunt aici cu noi. Și pentru ei vom cânta în continuare. Denis sau Denis, ca cum îi place să fie dezmierdat, împreună cu colegii lui, împreună cu formația, cu care au perspectivă, au viitor. Eu aș vrea, ca să nu facem pauză, să ne cânte Denis ca muzică ușoară, o melodie, ce ne propune el și să vedem cum. Am să cânt un medleac, ceva mai lent. Uite, ceva lent, da, te rugăm. La sigur. Cu mare drag. Uite, dragoste, obligatoriu, că eu aici sunt unica domnișoară. Doamnă, deamă! Domn Gheorghe, eu încă nu am obișnuit. Nu, dacă era în limba rusă, putea să fie și medleac. Dacă era în limba rusă, mă rog, așa, ce, popor, limbă e? Ce limbă e? Limba românească, moldovenească, sau cum îi spunem noi. Limba română, da. Limba română. Pentru că eu sunt aici unica doamnă să fie dedicată această melodie mie. Yes. Hai, Denisca! La liniștit în amurgul de seară, un romantic fior seara ne-a dăruit. Undeva într-un parc se audă chitară, stele cad peste noi sclipiri de ardin. O sărutare, o îmbrățișare, o alinare, iubito, tu mi-ai dat o nostalgie, o melodie, o nebunie, chitara ne-a cântat. Numai dacă iubești, viața are valoare. Doar acel sentiment îți dă aripi să zbori. Seara asta în doi este fermecătoare. Vom dansa până-n zor printre stele și flori. O sărutare, o îmbrățișare, o alinare, iubito, tu mi-ai dat o nostalgie, o melodie.
chitara ne-a cântat. Îmbrățișare, o alinare, iubito tu mi-ai dat. O nostalgie, o melodie, o nebunie, chitara ne-a cântat. La 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 la. Denis Lazar. Mulțumim, frumoasă melodia asta. Și tu o cânti bine. Ia să mai vedem comentariile. Același Sârghe Ghiță pe canalul de YouTube scrie că ar vrea melodia Un trandafir crește la ferida mea, la fereastra lui. Voi vă șoșutiți așa între voi, vedeți dacă o pregătiți, dacă nu, până una alta. Eu o să citesc comentariul lui Ion Bâtcă, care scrie: hai Denis, hai, Viprova e cu tine. Uite așa. Bună seara și salutări la tot studioul din partea satului Viprova. Deja scrie Ion Tolici. Noi vă dorim o melodie la alegerea lui Denis. Cu mare drag va fi, poate chiar aceeași, același trandafir, care crește la fereastra mândrei cuioare. Pe pagina de Facebook, Ana Mihailov scrie: cu o steluță în preajmă atât de creativă, talentată, emoțiile se țin lanț. Vă mulțumim! Eu sper că Denis și băieții n-au emoții din cauza mea. Că maestru Gheorghe Țopă n-are emoții, deci ei trebuie să se obișnuiască. Ți-o scris cineva, da? Da! Probabil... E că, vedeți, uneori mai fac și rău. Rochie. Rochie de vină, floricelele. Așa. Veronica Avram ne scrie: bună seara, vă urmăresc din Irlanda. Aș dori să felicit cumnatul meu, Serge Onu, și vărul meu, Vanea Meșină, cu ocazia zilei de naștere. Solicit cântecul lui Gheorghe Țopa, Viață fir de ață. Uite așa. Hai să o cântăm. Până acum? Acum, să o cântăm. Bun. Ia mai găsește acolo felicitare pe cine ne felicităm noi cu această melodie. Până la felicitări aici melodie sunt grea. Bravo pentru Denis Lazar. Tu ești Lazar sau Lazari? Lazari. Cu i la final. Da, da. Lazari. Așa, bravo Denis Lazar și formația. Succese mari Denisca. Bună seara și bine v-am reîntâlnit într-o nouă formulă. Aveți invitații foarte buni, felicitări. Uite, astea băieți sunt pentru voi. Salutări lui Adrian din Costești. Iată. Hai cu o dedicație pentru Puțintei. Pentru toți consătenii lui Denisca din Puțintei. Și pentru toți cei sărbătoriți astăzi. Stați băieți că vine maestru Gheorghe Țopa cu Viață firdeață. Că așa vrea dumnealui. După care veniți voi cu trandafirul ăla care crește la ferida mândrei. Maestre, hai cu firul de ață. Fir de ață, fir de trandafir. Numai firii pe aici. Hir cu hir. Viață de așa de-a noroc, să te pot opri în loc și în tinerețe să mă-ntorc. Nu aș vrea averi sau bani, nu m-aș teme de dușman, aș dori întâi de toate sănătate. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mă iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic.
viață, fir de ață, vise și speranță. Vreau să mai iubesc încă un fir. Tinerețe dragă, de ce fugi în gravă? Mai rămâi, nu-ți cerți mai mult nimic. Anii vin, anii se duc, cu mereu apele curg, și nu pot din urmă să-i ajung. Cu prietenii să stai și să crezi că ești în rai, te vei plânge sau petrece, viața trece. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un fir. Tinerețe dragă, de ce fugi în gravă? Mai rămâi, nu-ți cerți mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în gravă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în gravă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în gravă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Bravo, mulțumim! Mulțumim, maestre, pentru melodia asta frumoasă, nouă, apropo, în repertoriul maestrului Gheorghe Țopa. Așa că o puteți asculta repetat pe canalul de YouTube, unde vă îndemnăm să deveniți subscriber și să apăsați acel clopoțel pentru a fi abonați. Iar aici, pe Facebook, să dați la fel follow, urmărire și pe canalul de Instagram, la fel. Denis, tu ai Instagram? Da. Da? Așa ești scris? Denis? Denis.Lazari. Lazari. Bun. Vei posta la final de emisiune probabil o fotografie cu băieții. Sigur, sigur, și acolo sigur. O să le scrii la toți numele, ca fetele să le să-i găsească pe fiecare dintre ei și să-i urmărească, să-i admire. Da? E ok, băieți? Bine așa? Da? Bun. De ce am făcut asta? Pentru că atât de frumos cântați. Toți, fiecare la instrumentul lui. Iar tu, Denis, cu instrumentul tău, vocea. Sunteți pregătiți să cântați acel trandahir? Da. Hai. Eu aș zice să dacă băieții au ceva pregătit, să au cânte pregătit. Ce au pregătit ei. Da, tu nu mi-ai pune la cu Radu Mami, cu tăti. Gata, bine, eu te rog frumos. Nu pentru mai... că s-a supărat pe Radu. Noi suntem gata de provocări. Sunteți gata de provocări? Asta e altă întrebare. Ai, bun, bun. Ați văzut? Băieții tineri. Gata. Eu tânără. Hai, cântați-ne. Bine, bine! Trandahir crește la fereastra mea,
și și-a pleacă frunzele ușor. Lungă-i pare calea până la vruta mea. Mi se pare că mă să mor de dor. Lungă-i pare calea până la vruta mea. Mi se pare că mă să mor de dor. Bine, bine! Masă, una carte ca să scriu, ca să scriu iubito al tău dor. Ca să scriu iubito dragă al meu dor. Lei, 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 floarea pădurilor. Ca să scriu iubito dragă al meu dor. Lei, 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 floarea pădurilor. Ha dili dai la 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 tra 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 la ta ta la 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 tra ra o pa dili dai la 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 tra 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 la ta ta. Hai formația. Această dedicație muzicală vine special pentru cel mai bun prieten al meu, Peciuliul, și întreaga formație și pentru toți prietenii mei care mă susțin. Hai încă o dată. Prima mea vedere, da, de la primul tău sărut. Mi-ai căzut la inimă ră, dar și nu pot să te mai uit. De la prima mea vedere, păi de la primul tău sărut. Mi-ai căzut la inimă ră, dar și nu pot să te mai uit. O, păi de li dai, la 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 la. Radare dre la ta ta la 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 la. O, păi de li dai, la 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 la. Radare dre la ta ta la la la. Bine, formația! Yeah! Hai, ha! Hai, ha! Ochii și gurița ta, ta mi-a vrăjit inima. Gurița și ochii tăi, da, ce n-aș da să fie ai mei. Ochii și gurița ta, mi-a vrăjit inima. Gurița și ochii tăi, da, ce n-aș da să fie ai mei. O, păi de li dai, la 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 la. Tara dar dre la ta ta la 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 ta la la. O, păi de li dai, la 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 la. Tara dar dre la ta ta la 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 ta la la la. O, păi de li dai, la 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 la. Tara dar dre la ta ta la 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 ta la la. O, păi de li dai, la 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 la. Tara dar dre la ta ta la 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 ta la la la. Prima mea vedere, da, de la primul tău sărut. Mi-a căzut la inimioară, dar și nu pot să te mai uit. De la prima mea vedere, da, tare, tare mi-ai plăcut. Nu știu ce-ai făcut din mine, dar nu pot trăi fără tine.
Opa dili dai la 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 tra la re la ta ta la 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 ta la la opa dili dai la 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 tra la re la ta ta la 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 ta la 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 opa dili dai la 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 tra la re la ta ta la 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 ta la la opa dili dai la 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 tra la re la ta ta la 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 ta la 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 Hai ha! Coda. Bravo! Denis Lazar și în formația. În sfârșit a zis și Denis Coda. A zis el de mai multe ori Coda. În sfârșit. De ce? El se rușinează, nu-și face el. E un pic de emoții. Normal păi, dar, că sunt emoții, fiecare când om. Când emoția se treacă lui Denis, atingem noi la culcare. Nu, fiat. Nu? Nu? Ai, bun, bun. Hai să mai vedem ce ne scrie lumea aici. Bună seara, aș dori un cântec pentru copiii mei din Viena și Germania cu mesajul că mama îi iubește mult, probabil, am vrut să scrie doamna, să trăiască toți copiii. Și apropo, vă salutăm cu mare drag pe toți cei care vă aflați în diasporă. Chiar o să cânt o melodie pentru ei. Pentru chiar diasporă, așa. Bună seara de la Soroca, vă rog frumos o piesă pentru tăticul Ion Ceban, astăzi este omagiat. Sănătatea-i dorim. La mulți ani și din partea noastră, domnului Ion Ceban de la Soroca, ne salută lumea din Italia, din Milano. Sunteți minunați, domnul Gheorghe și Steluța. Succes de Nis. Se solicită aici o instrumentală. Va fi o instrumentală dacă băieții o să dorească să vă interpreteze. Bună seara, aș vrea un cântec pentru părinți. Un cântec pentru părinți, lumea vrea. Bravo, Denis Lazar. Hai, domnul Gheorghe, țopa, foc la ghete, cineva scrie. Uite așa. Un cântec, vă rog, pentru nepoțica mea, Ioana Grejdeanu, de la Puhoi, Ialoveni, pe care o iubesc foarte, foarte mult. A scris Ludmila Catan. Ui, Ceban, Ludmila Ceban. Eu știu pe uite, cineva Catan. Vine, și... vine să cânt o melodie. Ce, care? Să fie și pentru mămici, pentru tătici, pentru cei din diaspora, da. Cei de la Italia, de la unde ești tu? Da, Germania. Germania, de peste tot. Vreau să cânt un cântec. Stai să ghicesc. Care să... Părinții? Nu. Nu? Sunt un călător. Așa, se pentru toată dorul lumea. La gran. Da, 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 da. Pentru toată lumea plecată de acasă, hăt în depărtare, pentru toată diaspora, melodia asta care cu siguranță o să vă răscolească amintiri. Cu drag de voi. Răsună această melodie, sunt un călător. Aș vrea acum să zbor, căci vin cu dor, vin cu dor spre casă. Minge încetişor, iar câte un fulgușor, strălucitor și ușor zâmbește. Un covor de nea s-a șterne-n calea mea, covorul drag până-n prag mă duce. Mamă bun găsit, sunt astăzi fericit că am venit în sfârșit acasă. Se leagă-ne dorul pe ram, la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă ar ști când voi veni,
înseamnă iar să plec din nou, plec din nou în lume. Sărut mâna ta, mă iartă maica mea, că nu rămân, nu rămân acasă. Se leagă nătorul pe ram, la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă ar ști când voi veni. Muzicale, prin piesele dumneavoastră. Dacă tot stau aici în cadru. Îți dau voie. Dați voie, da? Azi faci. Da, numai nu... Numai nu în exces, cum fac eu exces deseori, da? Da, nu, nu. Eu știu că așa deseori mă joc eu prea mult, dar o să promit să fiu cu mințică. Nu, e... Depinde de ce... De melodie. Tematică, da. Dacă eu cânt așa din... Important e să nu vă încurc. Stric ceva din suflet, vreau să audă. Se leagă nădorul pe ram, la scumpa căsuță ce-o am, și mamei, și tu în timpul îi stai și sărăți, la soacră. Soacra mea! Ce mișcare faci tu? Ia gândește, ce poți să faci din tu din cap, așa. Perioada asta? Păi e ca așa. Eu astăzi, mă întrebi, eu dacă astăzi... o să fii cântecul distractiv, dansează... Eu astăzi sunt și pe post de dansatoare aici alături. Ok. Dă să mergem la băieți. Dă să mergem la băieți. Noi am vrut ca la băieți, prin da? Emisiunea noastră, da, dumneavoastră să aveți posibilitate să faceți cunoștință cu mai acești aproape tineri băieți, mai ales cu Denis, pentru că el și-a propus să cânte, îi place. Muncește pentru ca vreau să iasă. Vreau să spun că totul înainte, pentru că el deja de-abia, e anul întâi, da? Ești la... Doi, anul doi. Anul doi? Da. Trece anul doi, deci a absolvit cursul întâi. Eu nu știu ce fac ei, cum încălzesc ei vocea, nu cunosc. Cu vocalize, dar eu cor. Totuși am avut ocazia să fac muzică canto, muzică de operă, muzică clasică. Face și el o ridic. Așa spune, da? Canto clasic, are și canto academic. Nu, sunt de acord, dar vreau să spun că pe noi totuși ne chinuiau așa că să ajungă notele, să... Să fie diapazonul vocii cât mai larg. Cât mai larg, da. Și cât mai să sune orice silabă și niciodată să nu fie cum vocea să-ți permită vocile curate, notele lungi. Da, da, da. Și mă bucur că am trecut școala aceea. Da. Mi-ajunge, când nu mi-ajunge voce, când sunt obosit, mi-aduc aminte de poziția cea de voce și dau țin din piept și așa este. Răsună. Cert este că canto clasic, adică pentru cei care mai puțin sunt versați în ale muzicii, pentru canto operă,
canto opera, în general opera, este la baza tuturor tehnicilor vocale și asta l-a ajutat foarte mult pe maestru Gheorghe Țopa încântat. Asta m-a ajutat și pe mine și mă ajută în continuare pentru că eu la fel am o bază tehnică pe canto clasic, eu așa am început. Da. Și la fel și Denis Lazar acum are, face are posibilitatea, de așa canto că Denis clasic. Trebuie să fii mai da. Să dai mai un mult pic atenție. Corost da. Încurci. Că o să pleci de... Sorry, Ștefan Neaga, dar eu știu ce spun. Dar canto clasic studiază bine. Ai grijă de vocea ta când cânti singur, da? Cu profesorul sau profesoara. Ori întregi. Melismatica e atât de dulce la tine că n-ar trebui să ți încurce. Deja ai nevoie de anumite chestii tehnice și putere. De piept. Da. Și de diafragmă. Da, asta cu timpul. Cursul întâi abia... Vă trei melodii... Un colaj vreți, un colaj, da? Băieți, să nu aveți un colaj? Și urmă să... Aveți, așa? Mai trecem super. La vorbă, mai vedem care e însurat, care e însurat. Toți studenți, care însurați? Mai iau până la însurătoare, așa e, băieți? Cântați bine, jucați-vă și apoi însurați-vă. Nu vă grăbiți. Constantine, Constantine, n-agri cămașa pe tine, prinde Roma, vai de tine, da, prinde Roma, vai de tine, și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, n-agri cămașa pe tine, și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ude cămașa pe tine. Landridridra, la-la-la-la, landridridra, la-la-la-la, landridridra, la-la-la-la, landridridra, la-la-la, bine, bine, hai, ha! Hai cu o dată! Mărioară, mărioară, ia-o tale și mi-o spală, cu săpun de tămâioară, s-o usuci în sân de seară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, ți-ar mai putrezi trupul. Hai, hai, landridridra, la-la-la-la-i, landridridra, la-la-la-la-i, landridridra, la-la-la-la-i, landridridra, la-la-la. Codată, mă! Bine, bine! Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine, ziua, noaptea, prin pădure, prin de rouă, vai de mine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ude-i cămașa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, n-agre cămașa pe tine. Landridridra, la-la-la-la-i, landridridra, la-la-la-la, landridridra, la-la-la-la-i, landridridra, la-la-la. Hai, ha! Codată, mă!
stai cu mine, omule, să-ți cânt. Crașa mi-a fost dat pe pământ, să uiți omul de necaz să uite, păi să-i faci necăgață fericite. Să zici una pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi, să-i faci omul clipei fericite, omul, să-i faci clipei viață fericite. Hai, ha! Dacă ai necaz ars la-r focul, sau zici de te-a părăsit norocul, nu uita, toate sunt trecătoare, mai las-o colo de supărare. Pune lăutarul ca să-ți cânte, că leuțuri cât ar fi de multe, nu-ți mai făi tu inimă rărea, omul, că repede trece viața. Hai, ha! Bine, bine! Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ, să fac omul de necaz să uite, să fac clipei în viață fericite. Să zic una pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi, să te pene amintirile ușor, să-ți curgă lacrimile. Hai, ha! De când e lumea lumei, de sat mi-e dor mereu, ca așa să moldovenii lăsați de Dumnezeu. De când e lumea lumei, de sat mi-e dor mereu, ca așa sunt moldovenii lăsați de Dumnezeu. Câte doi, câte doi, dar hai la cura noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, dar hai la cura noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Ha! Yeah! Hai, ha! Cu un cățăr de lână și cu căciul pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Cu un cățăr de lână și cu căciul pe cap, noi nu știam ce frigul la vreme de iernat. Păi câte doi, câte doi, dar hai la hora noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, dar hai la hora noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Ha! Era întreaga lume cu noi în adăpost, și în laptele de oaie mâncarea ne-a fost. Era întreaga lume cu noi în adăpost, și în laptele de oaie mâncarea noastră a fost. Câte doi, câte doi, hai la cura noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, dar hai la cura noastră, hai băieți, o face roată, neamul să trăiască. Bine, bine! Hai, ha! Coda! Băieții ăștia talentați!
sunteți împreună cu Denis Lazar, ne cântă, ne-au cântat și ne încântă în continuare. Bravo, bravo băieți, mulțumim, un colaj frumos. Noi acum, prieteni, o să ne îndreptăm atenția și recunoștința către acei oameni cu suflet curat și frumos care susțin această emisiune, susțin creația, activitatea și prietenia pe care o au cu maestru Gheorghe Țopa. Și o să le aducem mulțumire pieței agricole Revenco pentru faptul că este alături de noi, la Redan Lux, o companie de construcție și îngrășăminte minerale. După cum vedeți, maestru deja are o sticlă în mână, este vorba despre vinăria Hâncești, în persoana domnului Victor Vizir, vă mulțumim. Asta e pentru Denis. Asta, spumantul e pentru Denis, da? Da. Dar de ce anume spumantul? Așa. E carbogazos la gât, nu-i bine, mai bine vin. Și vinul se duce încolo. Știi încolo. Așa. Ca și vin, prieteni, cei de la Vinăria Hâncești ne prezintă două soiuri de vin. O fetească albă, țineți-o, vă rog, așa ca să se vadă. O fetească albă și un Cabernet Sauvignon din colecția Tolba Vânătorului. Tolba, ca așa se zice la Hâncești, la torbă. Tolba Vânătorului. Da. Și mie îmi place textul de pe vers, o dați-mi voi să-l citesc, e tare bun. Dar țineți sticla în mână ca să se vadă. Nu, că nu-i grea. Să faceți un pic de sport. Vânătorul bun, după pradă se cunoaște. Aici vreau să fac o comparație. Artistul bun, după public se cunoaște, după numărul de fani. Am fost și eu la vânătoare, dar așa și n-am... Am fost numai ca gonaș. Sunteți cântăreț bun, nu vânător. Sorry. Nu, gonaș, știi ce înseamnă gonaș? Gonaș, care aleargă și alungă iepurii. Da, eu îi alungam. Se ducă la vânători. Spre vânători alungați. Fie că prindem o captură mare sau capturăm sau căutăm să adunăm cât mai multe clipe frumoase în tolba noastră, în fiecare din noi se regăsește un vânător de seamă. Iar orice victorie se cuvine de a fi celebrată cu un vin pe potrivă. Prieteni, hai să considerăm că astăzi lăutarii noștri împreună cu Denis sunt un fel de vânători și au vânat și vânează în continuare admirația voastră. Iar la final de emisiune, când se vor duce ei acasă și se vor aduna din nou, o să le punem în tolbă aceste sticle cu vin și spumant și le vor savura băieții cu plăcere, bucurându-se de această vânătoare, ca să spunem, de această emisiune. Mulțumim, domnul Victor Vizir. Mulțumim frumos. Uite, așa arată bine sticlele și cu siguranță sunt foarte gustoase. Eu pot să confirm. Mai aducem mulțumiri Uj Taxi 14222 în persoana domnului Ruslan Uja. Vă mulțumim. Svetlana Wolfring este alături de noi ca de fiecare dată. Mulțumata doamnă de la Ungheni. Mulțumim. Vă mulțumim. Tudor Hadârcă, Valentin Brașoveanu, Ion Scoarță, Ștefan Cataraga și Nicolae Cojuc, la fel, sunt prietenii acestei emisiuni, prietenii maestrului Nicolae... maestrului Gheorghe Țopa. Dar Nicolae Carțiu. M-am gândit la Nicolae Botgros. Nu știu de ce. Bine când te gândi la unul care zice da deja. Doamne, nu, poate fi. Nicolae Sulac, de exemplu, că tot era maestru și a fost numit la muzică, maestru. Tot cu muzică legat. Păi da. Mai sunt maestri Nicolae? Nu, decât muzicieni. Mulțumim tuturor pentru susținere. Vezi că regia le-a făcut pauză la băieți? Da, păi e timpul să mai cântăm și noi, da. Că băieții sunt îndrept să se urihnească un pic, dar până cântăm, okay. Ia să vedem ce dar comentarii poate mai... Poate melodie, da. Dar vreau cu muzica, nu cu cobza. Nu cu cobza. Da. Ne simțăm mai... Bine. Sunt aici comentarii frumoase de laudă pentru Denis, Edinețu, Portugalia este alături de noi, Cahulu este alături de noi, salutăm toți cahulenii, eu fiind din Cahul, și pe 2 iulie a fost sărbătorit Cahulul cu ziua de naștere, 520 de ani am plinit orașul de la testarea documentară și au avut parte de un spectacol frumos la Cahul, așa că la mulți ani. Spania este alături de noi, Germania, toată lumea bună și frumoasă. Hai să vă cânt. Hai să vă cânt eu. Domnule Vlad, pregătiți-vă, rog, melodia. Ce melodie să cânt eu? Hai, prieteni! Este acolo o melodie în stil latino. Dacă o să cânti frumos. O să-mi dați și mie o sticlă. Uha! La.
iubiți mereu. Fiți frați și surori, la bine și la greu. Hai cu mine, hai prieteni, hai să ne simțim bine. Energie, chef de viață avem. Niciodată nu uita pe cei dragi să iubești. Viața-i dată, s-o trăiești. Arriba! Cum ar fi viața fără de iubire? Ar fi ca răsuflat în știre. Cum ar fi lumea fără de iubire? Ar fi ca răsuflarea tăiată în știre. De aceea, prieteni, să iubiți mereu. Fiți frați și surori, la bine și la greu. Hai cu mine, hai prieteni, hai să ne simțim bine. Energie, chef de viață avem. Niciodată nu uita pe cei dragi să iubești. Viața-i și am înțeles eu. Numai niciodată am înțeles. Ei, cum așa, maestri? Niciodată... Să nu încetăm să iubim. Da. Să nu uităm dacă prietenii. Dacă dragoste nu e, niciodată. Niciodată. Dacă dragoste nu e, niciodată. Ia, spuneți-mi și mie dacă v-a plăcut melodia asta. Până una alta, ia să vedem aici. Inimioare, eu văd inimioare, tu nu spui. Inimioare, inimioare sunt pentru mine, nu? Da, că eu am cerut pupicuri. Da, te-ai spui din partea cui? Din partea la oamenii care ne salută. Salut, Steluța, scumpica și ție. Nu uita, te rog, să dai din ochi maestrului Gheorghe Țopa. Din partea mea, Camila Parodia. De data trecută încă da. Ai rămas de tot. Eu și data trecută v-am dat din ochi. Da. Doar că Camila își dorește de fiecare dată să vă dau din ochi și da, asta facem. Camila. Bună seara, o instrumentală așa, va fi o instrumentală probabil de la băieți. Salutare, vă ador și vă iubesc. Mulțumim, Maria. Bravo, maestre Denis, ai succese mari pe tărâmul muzicii. Frumos. Mulțumim frumos maestrului. De la Plăieșii ceva vor vrea lumea, cu siguranță va fi. Ci că trăiască trompetistul aici de față. Frumos. Așa. Ascultă, ia să mai vedem. Da. Deschide ei. Bravo, Steluță, bravo, Steluță, dar când ne cânti un jazz? Eu jazz cânt foarte rar, așa mai mult pentru suflet. Așa, vă urmăresc mereu și aș vrea să cânte Gheorghe Țopa pentru sora mea, Raisa, e ziua ei. Fata tatei deja a fost cântat acest cântec, dar cu siguranță o următoare melodie care va fi interpretată de maestru Gheorghe Țopa poate fi pentru ce Raisa. Eu aș cânta pentru Raisa. Aș cânta Ochii Tăi.
foarte bună alegere. Foarte bună. Ochii tăi, pentru cei mai frumoși ochișori. Ia să mai vedem dacă mai sunt aici. Surioare. Pentru surioare, pentru mămici, pentru bunici, pentru toate femeile frumoase. Eu mai caut un comentariu pentru Raisa Ienachi. Mai caut un comentariu cu femei ca să le citim și să apoi să cântați dumneavoastră acest cântec pentru femeile de aici. Așa, frumos, frumos, ochii frumos. Tăi, ochii tăi, ochii tăi. Ia să vedem și pe canalul de YouTube cu felicitările cum stăm. Din Germania, salutări pentru Italia. Uite așa, oamenii aici. Cu drag din Olanda vă salutăm. Salutări pentru acordeonistul Oancea Vasile și instrumentiștilor. A scris Valentin Oancea. Să știi, trompetistule, că ai salutări aici. Sunt Vladimir din Cimișlia, bună seara. Trăiască băieții de la Ștefaneaga, colegi și sunt alături de voi. A scris Ionuț Grejdeanu. Super! Pentru băieții din Breda, Olanda, o melodie. Deci pentru toate fetele, pentru toți băieții care au ochi frumoși și cu siguranță toți au ochi frumoși. Da. Hai să răsune această melodie foarte, foarte frumoasă. Îmi dați voie să cânt și eu? Dacă știi cuvintele. Mm-hmm. Oare știu cuvintele? Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Iar voi, prieteni, continuați să scrieți comentarii, să distribuiți acest live ca să fim cât mai mulți. Și cântăm! Super, cu ușele spre mare, tu ești înconjurată de admiratorii tăi. Dansezi și stau de vorbă cu alte domnișoare, dacă ridic bocalul, privesc în ochii tăi cu focul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi, două izvoare, în lumini strălucitoare. Ochii tăi, pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi. Noaptea înstelată a mărit partitură, o vom asculta plimbându-ne pe chei. Sper că o să-ți placă simpla aventură, care o să aprindă scântei în ochii tăi și focul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi, două izvoare, în lumini strălucitoare. Ochii tăi, pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei.
Ochii tăi doi zboară în lumini strălucitoare. Ochii tăi pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi. Mulțumim! Da, mulțumim frumos, mulțumim băieții din regie, ba din Palme, bravo! Da, da, da! Bravo, ceva, ceva nou! Astăzi ca niciodată ne aplaudă și băieții din regie și asta e tare fain! Înseamnă că sună... Sună bine! Corect, perfect! Sună bine, da! Sună ca în studioul de înregistrări. Cert este că da, sună bine și de asta se pot convinge oamenii atunci când privesc în reluare live-urile noastre. Chiar aseară la Nisporeni, mama soacră privea în reluare live-ul de data trecută și a spus că, Doamne, și ni dragă, Olega, ăsta! Despre Oleg Spânu vorbea. N-are băieți mama, da? Cum n-are? Dar păi soacra mea. A, soacra... Are doi. Da, și două fiete. M-am gândit la tine. A, la mine, eu am un frate. Și tu ai frate. Da, da. Am un frate, Mihai. Te salut. Acolo, da, în Irlanda. Uite așa. Da, el e mic, dar... Mai mic cu un an. Nu, Oleg. Oleg, micuț, da, dar, da. Știi ce vorbește, știi ce cântă, știi ce face. Are stofă de artist, Oleg. Să știi că te bârfim aici, măi, Oleg. Salutări din Chicago. Vă așteptăm cu drag la festival. Da, da, la festival. Azi m-a sunat. Vă rog, mi-a spus detalii că, despre festival. Viza deja este... Bravo! Aprobată. Felicitări! Da. Super! Deci mergeți că... în Chicago. Când, da, în Chicago, mai exact? Da, Chicago pe 20-21 o să fiu acolo. Iulie? La nu, august. 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 Păi, trebuie de concretizat. Da. 20 și 21 august eu la Chicago. Eu nu cunosc, Chicago. Că băieții lasă urmăresc, o să fie, numai decât o să fie. Ioan Roga a scris, da, da. Are un, o fotografie de profil în costum popular, probabil este, da, el este organizator. Da. Deci, dacă vreți detalii, dacă sunteți în Chicago sau în alte state alăturate și vreți detalii despre festivalul la care urmează să meargă maestru Gheorghe Țopa în 20 și 21 august, luați legătura cu Ioan Roga și dumnealui, da, ca organizator o să vă... O să apară reclama că am transmis, da, și fotografie. Doamne ajută, Doamne ajută pentru cei de acolo. Dacă dă, ne dă, ne vă aprobă viza, da. Pentru că e un lucru, exact, nu-i bine e să migălos. Faci publicitate înainte de... Înainte de, da, da. Este și o superstiție, ci că... Da, da, da. Cu Lenuța Gheorghiță, apropo, mă duc. Da. Și cu, dacă nu mă greșesc, și cu... Emilian Crețu? Nu, Emilian. Nu? Măi, Gheorghiță. Cu care cântă... Ce cântă? La nunta asta e numai muzică. La nunta asta numai Lia Tăborceanu cântă. Da, nu... Să te uiți rău. Deci, Lenuța Gheorghiță și Lia Tăborceanu cu Gheorghe Țopa. Păi, o să vă fie tare vesel. O să fie vesel. Doamne, eu îmi imaginez. De la aeroport vine. Vreo 9 ore, dacă nu mai mult, la Chicago, nu cunosc. Să vă pregătiți moral. Fără oprire. Să vă pregătiți, maestre. Da. Noi ne îndreptăm atenția și suntem pregătiți să mai vorbim cu băieții noștri, cu Denis și cu băieții din formație. Băieți talentați. Denis, totuși, ai să oprești cântile, bine? Ce? Pentru că voi n-ați făcut repetiții, nu trebuie tu cu vocea să începi cânti cu altă melodie. Oprește muzica și începi altă melodie, bine? Fără să vorbim. Fără colaje, fără să vorbim. Se referă, da, maestru. Oprești fiecare melodie și începi iarăși. Eu zic să cânti tonalitatea, așa cum le... e tempo-ul, bine? Cântați cum vreți. Ce ne cântați? Nu s-a auzit el în căști la mine. S-a auzit? Băieți, să fac o instrumentală. Așa, că tot ne-au cerut cei care ne privesc în comentarii, ne-au cerut instrumentale. Băieți, haideți să vă ascultăm cu această instrumentală frumoasă. Hai, pentru colegii voștri, pentru prietenii voștri, pentru prietenile voastre, pentru cei de acasă. Trebuie să dai tu o denumire la formația asta. Uite la ei și poriclește-i ceva. Oh, 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 oh
hai, hai! Și acum cât e caldă... Da, cât e cald, cât e fierbinte. Denis, te rog să mai prezinți odată băieții. Vasile la trompetă. Nu te grăbi și în microfon mai aproape. Tinei Vasile, trompetă. Bravo! Clape, Andrean Bortă. Bravo! Saxofon, Vadim Gavriliuc. Super! Și acordeon, Vasile Oancea. Aplauze bravo, pentru voi, bravo. Băieți, și toată lumea să-i și aplaude. Și solistul formației. Denis, am zis să le dai o poreclă ceva. Iată, voiam să zic de poreclă. Uite la ei, de, gândește de ceva. Nu, eu nu o să gândesc, dar aici oamenii deja au gândit pentru mine. Camila Porodi ne scrie așa: dacă nu au denumire la ansamblul, le putem oferi noi. Eu i-aș sugera Lăutarii Tineri. Uite așa. Sau mai avem aici o sugestie. Generația tânără. Da, Lăutarii Tineri. Da, mie îmi place cum sună, Lăutarii Tineri. Acum când veți mai crește așa în ani, tot tineri o să fiți. Ansamblul 5 băieți, sugerează Lucia Botgros. Așa, nu știu dacă este doamna Lucia, sora maestrului, dar Lucia Botgros a spus 5 băieți. Uite așa, ca sugestie. 5 studenți. 5 băieți. Că studenți mâine păi mâine n-o să mai fie. Dar băieți, toată viața, da. Frumos. Băieți, cert este că o denumire de formație ar fi bine să vă puneți dacă continuați să cântați în formula aceasta și sperăm să vă vedem cât mai mult cântând așa și să prosperați împreună și să creșteți împreună pentru că sunteți tare, tare buni, fiecare dintre voi. Iar noi cu mare drag o să vă ascultăm și dacă o să vă purtați bine, poate maestru vă mai invită și pe la anul. Sigur că pentru că aici au mai fost mai, repetat oameni, da. Să nu iască repertorii și o să mai crească și ei. Da. O să fii mai nervoși. Știți la ce ne referim când spunem nervoși? Da, Vasile? Tu cel puțin ești nervos. Te simt. Bine. Nervos muzical vorbind. Mai cântă băieți ceva? Da. Hai să întrebăm, ce ne pregătiți? O horă, o pregătit ceva, s-au gândit tot de dragoste, de pahar, de joc o și voie de bună. Joc. De da. Joc și voie bună. Care timpul, acolo gândiți-vă. Dacă stați cumva la masă sau aveți spațiu în casă, hai la joc, oameni buni, că ne cânt acum Lăutari Frumoși împreună cu Denis Lazari. Yeah, hai, ha! Vorbește lumea de mine, dacă mă și o duc bine. Dar să vorbească nu mă supăr, păi așa e tot moldoveanul. Dar vorbește lumea de mine, păi că mă și o duc bine. Să vorbească nu mă supăr, păi așa e tot moldoveanul. Și zică lumea ce o vrea, sustăpâi pe viața mea, o, viața mea, măi. Lumea să trăiesc acasă, că cea să-i iubesc cu viața mea, măi. Zic în lumea ce o vrea, sunt stăpân pe viața mea, o, viața mea, măi. Cât în lumea să trăiesc acasă, că cea să-i iubesc cu viața mea, măi. Hai, formația!
hai, ha! Hai pe dată! Hai, hai! Viața scurtă, anii trec, măi, dar o cât și mă petrec, măi. O zi trece, alta vine, la zi scriu care lângă mine. Dar viața scurtă, anii trec, măi, dar o cât și mă petrec, măi. Mă petrec așa mi-i dată, viața o singură dată. Și zic că lumea ce o vrea s-o stăpă pe viața mea, of, viața mea, măi, măi. Cât în lumea am să trăiesc, am să căcea să iubesc, of, viața mea, măi. Zic că lumea ce o vrea s-o stăpă pe viața mea, of, viața mea, măi, măi. Cât în lumea am să trăiesc, am să căcea să iubesc, of, viața mea, măi. Hai, hai! Yeah! Hai, ha! Încă o dată! Prietenii de-o viață, dar mă petrec până dimineață. O zi trece, alta vine, dar zi strip care lângă mine. Prietenii de-o viață, dar mă petrec până dimineață. O zi trece, alta vine, dar zi strip care lângă mine. Zică lumea ce o vrea s-o stăpă pe viața mea, om, în viața mea, măi, măi. Cât în lumea am să trăiesc, am să căcea să iubesc, o, viața mea, măi. Zic că lumea ce-o vrea s-o stăpă pe viața mea, o, viața mea, măi, măi. Cât în lumea am să trăiesc, am să căcea să iubesc, o, viața mea, măi, hai, ha! Place cuțul cuța, cuțul ca cuțul ca, dar îmi place și mândruța, cuțul ca cuțul. Mult îmi place cuțul cuța, cuțul ca cuțul ca, dar îmi place și mândruța, cuțul ca cuțul ca, cuțul ca mă veselește, cuțul ca cuțul ca, și mândruța mă iubește, cuțul ca cuțul ca, cuțul ca mă veselește, cuțul ca cuțul ca, și mândruța mă iubește, mă. Hai formația, bine, bine! Eu mă duc la Călibaba, cuțul ca cuțul ca, dacă țarul stă degeaba, cuțul ca cuțul ca. Eu mă duc la Călibaba, cuțul ca cuțul ca, dacă țarul stă degeaba, cuțul ca cuțul ca. Hai cuțanic și-o juca, cuțul ca cuțul ca, cuțul ca din Brodila, da, cuțul ca cuțul ca. Hai cuțanic și-o juca, cuțul ca cuțul ca, cuțul ca din Brodila, cuțul ca cuțul ca. Hai, ha! Doamne, dar ce tempo! Bravo. Măi, Denis, măi, imaginează-ți că tu sufli în trompetă și în saxofon. Da. 160, cât era acolo? 186. Ioi, mai ceva ca la cahul. Bravo, da, ați dat viteză. Nu i-am dat-o când mai rar, dar el nu ridica ochii. Pentru că era concentrat. Bătută, bătută. Dacă e bătută, schii bătută. Da, da. Denis s-a descurcat în rest. Da, puteai să tălmăcești cuvintele cum numai. Formația voinicii vă poreclește lumea. Hai, ducii vă poreclește lumea. Așa. Lumea, apropo, mai cere Lacrima amară și Alin Ostrovski scrie...
trompetistul, restul nu știu, deci despre trompetist, știi, deci pe tine te iubește Alin, da, nu interesează alții, trompetistul, restul nu știu. Uite așa, ăsta e compliment, să știi. Bravo, Vasilică. Maestrule, pregătiți lacrimă amară. O lacrimă amară. Da, o melodie care a fost cerută în câteva comentarii, deci repetat. Fanii mei. Odihniți-vă, băieți, răsună acum o melodie. Sunt special pentru Alma Radu de la Botoșani. De la Botoșani, pentru multă lume care știe melodia asta. O melodie veche, dar tare bună și care îmi place și mie foarte mult. Da. Și numai ca să nu uită, da. După aceasta cântăm cânticul Azi feciorul meu sensoar. Hai, cu mare drag. Am eu așa o... O plăcere, da? Nu, am un mesaj. Un mesaj, ok. Bun, hai să fie lacrima amară, după care feciorul care se însoară, până băieții se mai odihnesc, se mai pregătesc. Beți numai apă, da? Eu am glumit acum. Să răsune. Așa la Nisporeni, oamenii pe stadion erau mulți, mulți, mulți de tot și cu mâinile sus, așa, aplaudau. Când mă uit la acel video, îmi trec florii, sincer. Iar Gheorghe Topa, cu părul creț și lung. Când îi urmăream eu de atunci. Ai plecat într-o seară de vară, te-a chemat, te-a furat un băiat și mi-i dor o nebună povară și mi-i sufletul neîmpecat. Ei, nu știu vina cui va rămâne, fata mea, fata ta, fata lui. Ce mi soarele zile de mâine, dacă a fost o iubire și noi. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. Ești departe, 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 frunze coapte și freamătă greu. Calea robilor veșnică arde, o fi calea destinului meu. Eu te chem cu străbune țărâne, eu cu ziua și noapte te-aștept. Ce mi-i crinca aceasta de pâine, dacă inima-i lacrimă-n piept. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe te încep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă încearcă iară, mă încearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. Și nu mai vine niciun tren. Și nu mai vine niciun tren.
Bună, 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 bună melodia aceasta. Ia să mai vedem comentariile voastre, prieteni. O doină se cere aici. Salutare din Franța! Vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit prietena mea, Maria Ormos, cu ziua de naștere, cu o melodie de petrecere din partea domnului Gheorghe Țopa. Vă salut, vă rog din suflet, mulțumesc. Melodie de petrecere... De petrecere... Care am zis eu, azi feciorul meu se însoară pentru toți socrii mari. Soacrele care au plăcăi. Pentru băieții ăștia de astăzi care o să se însoare cândva. Apropo, la toate ceremoniile care mă duc la nunți, așa. Prima melodie când azi feciorul meu se însoară pentru socrul cel mare, că așa se cuvine întâi pentru socrii mari. Da. A doua melodie, fata tată pentru socrii mici. Mici. Și a treia melodie de dragoste pentru nașul. Dacă mai rămâne ceva și rămâne pentru miri. Hai să fie cu roata vieții care se învârtește și nici când nu se oprește, căci feciorul se însoară azi și nu în altă zi. Așa răsună textul melodiei maestrului Gheorghe Țopa și cu siguranță mulți dintre voi se pot regăsi, atât feciorii cât și tații voștri. Să fie! Să fie! Acum poți să faci chef. Cum fac vornicile? Poate, da? La nuntă, la vornicică. Haide, haide! Roata vieții se învârtește și nici când nu se oprește. A venit și ziua în care v-am chemat la nuntă mare. Să v-am oaspeți la masă în această clipă aleasă, că e o zi dulce amară, azi feciorul meu se-nsoară. Dragostea e fir de ață, fir de busuioc purtat în veni. S-o păstrăm întreaga viață și să știți că nu-i nimic mai sfânt. Te suntem azi împreună, ai prieteni să ne veselim. La tineri o viață bună, pentru asta faci și să-i șoc de mor. Nu-i bun, masa e plină, nu plecăm o săptămână. Vom cinsti un strop de soare ce lucește în pahare. Eu să aprindem cora tare în frunte cu nașul mare. Iar eu vreau la cumătrie să le cânt cu bucurie. Dragostea e fir de ață, fir de busuioc purtat în veni. Să păstrăm întreaga viață și să știți că nu-i nimic mai sfânt. Te suntem azi împreună, ai prieteni să ne veselim. La tineri o viață bună, pentru asta faci să-i șocrimă! Dar și de dragoste e o comoară și o bogăție rară. Ea îi leagă ca o sfoară de acești tineri ce se-nsoară. Eu ca socru-s mândru tare, am onoare ca o floare. Și de azi voi fi părinte, pentru două vieți unite. Dragostea e fir de ață, fir de busuioc purtat în veni. Să păstrăm întreaga viață
și să știți că nu-i nimic mai sfânt. De suntem azi împreună, hai prieteni să ne veselim. La tineri o viață bună, pentru asta faci și să-i șocnim, mă! O să aude saxofonul! Veselie! Într-o super parte așa, frumos. Mai într-o parte, dar nu se vede. Nu se vede, nu mă, ești mare eu? Și nu te vezi. Mare în ghilimele ați vrut să spuneți. Așa, bravo, să fiți sănătoși și pace să fie! Felicitări! Bună seara, salutări din Italia! Felicitări, maestre, pentru ceea ce faceți! Se referă la emisiunea asta frumoasă. Sunteți minunați, sănătate vă dorim. Bună seara, vă rog frumos, aș vrea și eu prin intermediul dumneavoastră să îmi felicit soțul care a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani și dacă se poate o melodie frumoasă de dragoste. Vă mulțumesc! Ne întoarcem puțin mai târziu, mai cântă băieții. Da, apropo. Și ne întoarcem numai decât prima melodie o să fie pentru soțul dumneavoastră. Băieți, Elena Godorogea vă scrie: salutări pentru colegii mei instrumentiști. Bravo, băieți, sunteți cei mai tari. O știți, Plenuța? Da. Apiacă. Eu zic să mai cântăm, da, că tot lumea vă așteaptă să vă asculte cu drag. Vă reamintim astăzi, vă încântă Denis Lazar cu cei patru instrumentiști de forță, toți studenți ai Colegiului de Muzică Ștefan Neaga. Clapistul este absolvent, dar atât de bună echipă au format astăzi, ne convingem de asta și ascultăm cu drag și în continuare. Din unghieri, asta-i nuntă de boieri, măi. Păi busuioc de la icoane, asta-i nuntă de cucoane, măi, măi. Da, busuioc verd din unghieri, asta-i nuntă de boieri, măi. Da, busuioc de la icoane, asta-i nuntă de cucoane, măi, măi. Păi frumoasă-i mireasa vei, lai la dar 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 dar, și mirile tot așa, lai la dar 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 dar, hai ha! Hai cu o dată, mă! Yeah! Hai ha! La câte nu ți-am umblat, pe la toate am cântat, măi. Păi cu nănașa am jucat și pe mare am închinat, măi. La câte nu ți-am umblat, pe la toate am cântat, măi. Da, cu nănașa am jucat și banii mulți l-am închinat, măi. Eu de seară de când cânt, lai la dar dam tare dar, am făcut o gâl când gât, lai la dar dam tare dar. Când doamne s-ar lecui, lai la dar dam tare dar, nenașu de marci sti, lai la dar dam tare dar. Hai ha! Hai ha!
La busuioc pierd din ungheri, asta-i nunt de boieri, măi. La busuioc din la ecoane, asta-i nunt de cucoane, măi, măi. Busuioc pierd din ungheri, asta-i nunt de boieri, măi. La busuioc din la ecoane, asta-i nunt de cucoane, măi, măi. Păi frumoasă mireasă avem, la-i-la, dar-dam-tara-dara. Și mirile tot așa, la-i-la, dar-dam-tara-dara. Frumoasă mireasă avem, la-i-la, dar-dam-tara-dara. Și mirile tot așa, la-i-la, dar-dam-tara-dara. Hai, ha! Rozuliță foaielată, asta-i sârba de-altă dată, asta-i sârba de-altă dată. Păi tot așa o joc și eu, cum juca și tatăl meu, cum juca și tatăl meu, măi. Păi hai, hai, faci sârba roată, pentru lumea toată, chiuiți odată. Face sârba roată pentru lumea toată, chiuiți odată. Păi sârba tineretului e sârba norocului, e sârba norocului. Cine joacă se însoară ori la toamnă, ori la vară, ori la toamnă, ori la vară. Păi sârba tineretului e sârba norocului, e sârba norocului. Cine joacă se însoară ori la toamnă, ori la vară, ori la toamnă, ori la vară. Yeah, hai, hai! Yeah, hai, hai! Good. Băieți, superb! Această melodie, Nunta de Boieri Plus, instrumentalul de la final, a fost pentru prietenii noștri de pe canalul de YouTube și o să le dau acum citire băieților care au scris. Marin Cebotari, pentru Marin Cebotari a fost, pentru Magalu Cornel, pentru Valentin Oancea, pentru Flavian Mărzenco, care a scris salutări băieților succes. Da, râdeți, Valentin Oancea, da, v-a salutat, sau nu? Pentru Aliona Tenu, pentru Ionuț Grejdeanu, care a scris să trăiască băieții de la Ștefăneagă, colegii sunt alături de voi, mult succes. Pentru Daniela Mâță, care v-a salutat de la Edineț, așa.
pentru Flavian Mârzeancu am zis deja, pentru Constantin Ciobanu din Olanda, vă salută băieți, așa, fără număr, acest instrumental a fost și pentru Magalu Cornel, pentru Ion Bâtcă, pentru Sorin Albu, care este din camera 206, pentru Mironaș, vedeți ce înseamnă să fii student, pentru Mironaș Cristina, care vă salută cu drag, așa, și pentru încă o cameră aici, camera 39, ia să vedem cine a scris camera 39, sunt multe comentarii pentru voi băieți, pentru acea persoană care a scris despre camera 39, Alex Miroiu, cred, pentru toată lumea de pe YouTube a răsunat instrumentalul ăsta de la băieții noștri de astăzi și vă mulțumim din suflet. Super. Bun. Dați să cântăm și noi ceva. Hai să cântăm. Pentru fanii noștri. Nu de altă, dar trebuie să ne mai cântăm după și aceasta noi. Cântăm împreună, băieți. Uite, suntem rugați să cântăm cu lăutare împreună. Hai. Te doi. Da. Cineva, cred că Gheorghiță, domnul regizor, a rugat melodia Câte doi să o cântăm toți împreună. Cumva o să alegem o tonalitate comodă și o să cântăm toți melodia asta. Zi mai tare ca să te auzim. A, noi doi cu instrumente, da? A, păi da. Noi. A, el vrea să rămână așa în... Noi doi cu, la cu noi. Instrumentiștii. Da. Da, 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 o să ne gândim. Dar până atunci, ce voiați să ne cântați, maestre? Părinții? Părinții, da. Părinții. O melodie frumoasă. Pentru cel tătic care a vrut... Și pentru toți pentru părinții. Tătic, da? Pentru toți părinții. Da. Felicitări și la toată lumea. Părinții mei, muzică Mihai Dolgan, versuri Grigore Vieru. Vieru. Pentru toți care sunt părinți. Stai că eu am crezut că Volodia o să pornesc muzica, dar... O porneți dumneavoastră, că sunteți stăpâni aici. Da. Asta a fost o altă încercare. M-am gândit că se sfârșește emisiunea. Nu, mai cântăm. Băieți, ați obosit? La vârsta voastră, hăt, până dimineața se poate. Da. Părinții mei. Amintesc adesea cuvântul vostru drag, dulce propozire, rostit putor în prag. Abia fiind părinte, abia atunci vei ști dorul ce năprasnic, ci dorul de copii. V-am uitat să știți, iubiții mei părinți, dar viața îndăies, n-am timp să vin mai des. V-am uitat să știți, iubiții mei părinți, dar viața îndăghesc, n-am timp să vin mai des, mai des. Vă scriu cu bucurie că am un fetostea, el seamănă cu tine, la ochi măicuța mea. La fel ca tine, tată, tot are părul creț și râde toată vremea. Veniți de mi-l vedeți. V-am uitat să știți, iubiții mei părinți,
dar viața îmi dă ghes. N-am timp să vin mai des. Nu v-am uitat, să știți, iubiții mei părinți, dar viața îmi dă ghes. Timp să vin mai des, mai des. Am uitat să știți, iubiții mei părinți, dar viața îmi dă ghes. N-am timp să vin mai des. Am uitat să știți, iubiții mei părinți, dar viața îmi dă ghes. N-am timp să vin mai des, mai des, mai des. Iubiți-vă părinții și protejați-i, pentru că merită. Și acum mergem pe o notă mai pozitivă. Melodie, cei care cântă doi, câte doi? Câte doi, hai, încercați cu băieții. Melodie mi minor, da? Mi minor. Mi minor și un tempo mai răruț, așa. Da, 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 cam așa. Ia pornește, râsut, pornește, vedem ce. Bun. Opa, opa! De lumea lumii, din sat mi dor mereu, că așa sunt moldovenii, lăsați de Dumnezeu. De când de lumea lumii, din sat mi dor mereu, că așa sunt moldovenii, lăsați de Dumnezeu. Ha! Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți s-o faci-mi roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți s-o faci-mi roată, neamul să trăiască. Hai la cora noastră, hai băieți s-o faci, moldoveni străiască! Era întreaga lumii cu noi adăpost, și laptele de oaie mâncarea noastră a fost. Era întreaga lumii cu noi adăpost, și laptele de oaie mâncarea noastră a fost. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți s-o faci-mi roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți s-o faci-mi roată, neamul să trăiască. Thank you.
când e luna în lume, dansat ne dor mereu, ca așa sunt moldovenii, lăsați-ne Dumnezeu. De când e lumea în lume, de sat ne dor mereu, ca așa sunt moldovenii, lăsați-ne Dumnezeu. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți, o faci urat în neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți, o faci urat în neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți, o faci urat în neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți, o faci urat în neamul să trăiască. Așa la mine. Dacă ai făcut coda la... Păi așa și băieții la cobză. Parcă ai făcut-o la cobză. Păi așa și băieții au terminat ca pe doine. Nu vă place? Nu-i place maestrului cum am făcut noi coda. Da, 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 da. Gata, mă super! Da. Și vă rog să cântați Veniți Acasă. Parcă ai sâmțit că se întâmplă sfârșite. Da, nu de alta, dar ne simțim bine cu voi și cu siguranță și voi vă simțiți bine cu noi, prieteni. Astăzi vă reamintim, Denis Lazar a fost alături de noi împreună cu colegii lui, acordeon, saxofon, clapă, Puțintei, trompetă, da, din Puțintei, din raionul Orhei. Ceilalți băieți, apropo, de prin ce raioane sunteți? Denis, ajută-ne. Nu știi? Nu știu. Hai, să vorbească. Vasile, din ce raion ești? Edineț. Aha, cei de la Edineț au știut cui scriu. De asta te lăudat. Fata aia, au zis că trompeta, altceva nu știu. clapistul? Din oraș, dar toate rodile la Costești, Ialoveni. Costești, Ialoveni. Eu cred că trompeta, tu ai cântat odată cu mine într-un spectacol. Da. Da. Tu aveai atunci vreo 12 anșori. Adică. Da. Cu orchestra Tarmis am avut un turneu. Stai așa, tu la 12 ani ai cântat cu orchestra Tarmis? Nu, că el era bun. Da, acum... acum. Păi acum e și mai bun. Era bun. Ah, bravo, bravo. Eu îmi imaginez. Tu ești acum atras prin el, de la 12 ani erai un pui de om tras. Cu... Mai tras era, da? A cântat fantastic. Super, eu aș vrea să văd asta. Este pe YouTube? Eu îmi învăț acum aminte, nu? Pentru că a spus că e de la Edineț și eu... E clar că bravo, nu pot să recunosc copilul cel de la... Sigur, sigur. A crescut băiatul. Deci, Ialoveni, saxofonul este de la... Rășcani. Rășcani, tot nordul aici. Edineț acolo. Da, da, da. Așa. Și? Ialoveni. Tot Ialoveni. Uite ce frumos au combinat. Doi de la nord și doi de la Ialoveni. Voi ăștia sunteți în altă echipă, așa-i? Nu? Toți sunt o echipă, așa au spus. Echipă, da? Toți suntem o echipă, frumos. O echipă frumoasă. Și Orheiu este reprezentat de Denis Lazar. Frumos, băieți. Corect. Ce facem? Ce facem, băieții, dacă au ceva să ne spună? De final. Mai facem o hordă. O horă frumoasă de final, după care maestru Gheorghe Țopa încheie frumos această emisiune cu melodia Cântați cu noi. Hai să ascultăm băieții noștri. Cântați cu noi, veniți acasă. Veniți acasă. Doamne, ce mai fi, dar adare tai, lai, da lume. Dacă nu m-am mai pot opri, la lai, lai, da lume. Dar băuturile îmi plac, lai, tai, la, dar, 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 la. Doamne, ce să fac, dar adare tai, lai, da lume. Dar băuturile îmi plac, lai, tai, la, dar, 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 la. Doamne, ce să fac, dar adare tai, lai. Bine formația! Yeah! Hai, ha! Pana! Hey!
Dar și-ar mai fi cum ar fi, dar dar tai lai da lume. Păi dacă n-ar fi mădelei, la lai lai da lume. Băutura e sora mea, lai tai la dar 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 la ta da la la. Și de ea nu poți ni, dar dar tai lai da lume. Da băutura e sora mea, lai tai la dar 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 la ta da la la. Și de ea nu poți ni, dar dar tai lai da lume. Hai ha! Și să fie special pentru toți prietenii mei care mă susțin. Hai ha! Auzi! Nu știu, Doamne, cum ar fi, dar dar-i tai, lai, da lume. Păi dacă n-ar fi mândrele, la lai, lai, da lume. Dar băuturile îmi plac, la tai, la dre 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 la la. Nu știu, Doamne, ce să fac, la lai, lai, da lume. Dar băuturile îmi plac, la tai, la dre 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 la la. Nu știu, Doamne, ce să fac, dre dre tai, lai, da lume. Hai, ha! Hai, ha! Și-ar mai fi cum ar mai fi, dar dar-i tai, lai, da lume. Păi dacă n-ar fi mândrele, la lai, lai, da lume. Băuturile îmi plac, lai, tai, la dar 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 la la. Nu știu, Doamne, ce să fac, la lai, lai, da lume. Dar băuturile îmi plac, lai, tai, la dar 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 la la. Nu știu, Doamne, ce să fac, dar dar-i tai, lai, da lume. Hai, ha! Astăzi vreau să beau cu frații, să stau inima-i voioasă, m-am întors acasă. Azi e rândul meu să mă băci eu, că mi-a fost sufletul greu. Astăzi vreau să beau cu frații, să stau inima-i voioasă, m-am întors acasă. Azi e rândul meu să mă băci eu, că mi-a fost sufletul greu. Dar eu m-am jurat rău pe băiatul meu, să aduc muzicanții ca să joace frații, la 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 la. Vai, dar lume e ca să-mi joace toți frații. Dar eu m-am jurat rău pe băiatul meu, să aduc muzicanții ca să joace frații, la 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 la. Vai, dar lume e ca să-mi joace toți frații. Hai, ha! Bine, bine! Vreau să mă simt bine, să rup după mine, Doamne, frații mei, mi-a fost dor de ei. Azi e rândul meu să mă băci eu, că mi-a fost sufletul greu. Dar fiindcă-mi prins putere, am să trag averei, mulți să dau departe, am urma în spate. Azi e rândul meu să mă băci eu, dacă mi-a fost sufletul greu. Dar eu m-am jurat rău pe băiatul meu, să aduc muzicanții ca să joace frații, la 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 la. Vai, da lume, ca să-mi joace toți frații. Dar eu m-am jurat rău pe băiatul meu, să aduc muzicanții ca să-mi joace frații, la 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 la. Vai, da lume, ca să-mi joace toți frații. Bine, formația! Yeah! Hai, ha!
auzi. De la răsare luna, de la mândre vin acum. Păi dacă ar ști nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia, măi. Păi de la răsare luna, de la mândre vin acum. Dacă ar ști nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia, măi. Măi, nevastă draga mea, și mai cu mândrile mele, eu cu mândra stau în zi, cu tine până noi murim, măi. Dar măi, nevastă, măi, muiere, și mai cu mândrele mele, eu cu mândra stau în zi, dar cu tine până noi murim. Hai, hai! Sare luna de la mândre vin acum. Dacă ar ști nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia, măi. De la răsare luna, de la mândre vin acum. Dacă ar ști nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia, măi. Măi, muiere draga mea, dar și cu mai mândrele mele, eu cu mândra stau în zi, cu tine până noi murim, măi. Da, măi, muiere, draga mea, și mai cu mândrele mele, eu cu mândra stau în zi, dar cu tine până noi murim, măi. Măscară să mă sui până natul cerului, dar adredre la ta, lai, lai, lai. Ea este nevasta mea, ea este prințesa mea, pentru o dăsalda viața. De la răsare luna, de la mândre vin acum. Păi dacă ar ști nevasta mea ușa, nu mi-a descuia, măi. Dar măi, muiere draga mea, și mai cu mândrele mele, păi eu cu mândra stau în zi, dar cu tine până noi murim, măi. Da, măi, muiere, draga mea, și mai cu mândrele mele, eu cu mândra stau în zi, dar cu tine până murim, măi. Este! Bravo, băieții! Bravo, formația! Bravo, Denis! Acordeonul! Ha. Bun bravo, de tot! Bravo, bravo! Ia uite ce colaj, așa, înțăpat cu fustele așa de dansat. Mi-mi pare că acum s-a încălzit, de-abia s-a încălzit, Denis. Îi se învăța să lucreze nopți întregi. La petreceri, așa, mai spre miezul nopții se încălzește toată lumea, atât lăutarii cât și invitații. La ora asta tineretul de-abia se duce la discotecă. De-abia ies din casă. De-abia se rujează fetele. Mai târziu apare lumea la discotecă. Noi vrem vrem să mulțumim. Vă mulțumim. Dar dacă știi că vrei să cânti ceva... Când cu cel care ai vrut să cânti de dragoste, când ați făcut la început, lent, cu băieții? Vreau să te văd cum redai tu muzica ușoară, așa, puțin. Da, vă rog, grijă la tempo. Grijă, te rog, costește-o la tempo. Nu nimic, nu au făcut repetiții, controlați mai bine. Controlați. Urmează o piesă de dragoste pentru toate fetele care îndrăgesc acești băieți. În această seară. Și pentru toate fetele care o să se îndrăgostească în viitor de lăutarii noștri, pentru voi este următoarea melodie, fetelor. Florile castani s-au scuturat, tu să știi că încă nu te-am uitat, cum veneam la tine să-ți dau flori. Mai înșelat, dar mai înșelat de-atâi de ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de două. Dar eu continui să te iubesc, acum viața mea fără tine n-are rost.
câte nopți te-am așteptat. Să vii lângă teiul cel rotat, ca să-ți ies în cale, să-ți dau flori. Dar m-ai înșelat, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, acum viața mea fără tine n-are rost. Hai formația! Anii au trecut, s-au scuturat, toate visele s-au spulberat. Când ieșeam în cale să-ți dau flori, dar m-ai înșelat, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, acum viața mea fără tine n-are rost. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, acum viața mea fără tine n-are rost. Acum viața mea fără tine n-are rost. Vă mulțumim. Și noi mulțumim din suflet, băieți. Sperăm din tot sufletul că v-ați simțit bine la noi, că v-a fost comod să cântați, că v-ați auzit bine și că ați avut parte de energie frumoasă aici. Comentarii frumoase către voi au fost adresate și sper că au ajuns la inimile voastre. Succes în tot ceea ce faceți pe viitor. Vacanță plăcută, cu multe cântări. V-ați descurcat din minunie cu aceste căști care le aveți în urechi. Da. Pentru că la noi nu se cântă la microfon cu boxă. Cu boxă, cu gălăgie. Și cred că ați cântat pentru prima dată, în afară de studiouri, care ați fost poate ați fost la studiouri, da, la imprimări. Și băieți au experiență, maestre. Da, dar aici totuși trebuie să cânte, trebuie să arăte caracter. Denis îi provoacă la diferite cântece, colaje. Începe tempo-ul cu muzica. Prima dată am auzit. Ra, și-o ridicat-o în sus. Cu cuvinte, da, cu cuvinte, cum spun la noi. Frumos, frumos. Da. Vă mulțumim. Mulțumim. Succes pe viitor și să ne auzim de bine. Să mai auzim de voi, pentru că meritați. Sunteți toți bravo. Denis, știi ce ai de făcut. Merge înainte. Încă o dată aplauze pentru băieți. Lucrează. Vă mulțumim pentru invitație, pentru cei că sunteți prezenți. Mulțumim și vouă, prieteni, pentru că sunteți mereu cu ochii pe noi și aici pe Facebook, cât și pe canalul de YouTube. Mulțumim pentru toate comentariile pe care le-ați scris în seara asta și urmează să le scrieți, pentru că acest stream poate fi văzut în reluare, ori el rămâne aici pe canal, înregistrat. Și ne bucurăm din suflet că, ca de fiecare dată, la final de emisiune, cântați împreună cu noi, mai ales această emisiune, această melodie care va răsuna acum, Veniți acasă, o melodie prin care maestru Gheorghe Țopa, prin intermediul acestei emisiuni, vă îndeamnă pe toți acasă, cu gândul, cu trupul, cu sufletul, fie că sunteți în depărtare, fie că sunteți acasă, cântați împreună cu noi și simțiți-vă bine. O tusă, nu știu de ce. Puteți să cântați. E condiționerul ăsta aici și eu dacă cu siguranță o să răcesc. Dacă nu se pot cânta, o să finisăm încet. Da. Da. Hai să începem oricum această melodie, da. Și vă mulțumim încă o dată tuturor pentru atenție și pentru faptul că sunteți alături de noi. Acum vă îndemnăm să cântați o ultimă melodie din această seară. Emisiunea se încheie aici, dar vă spun, poate fi văzută în reluare.
Și melodia de final răsună chiar acum, interpretată de maestru Gheorghe Țopa. Pentru dumneavoastră, toată seara a fost cu voi. Stela Botez cu Gheorghe Țopa. În cele patru vânturi ale lumii v-ați risipit azi, tineri moldoveni. Ați părăsit ce-au apărat străbunii, pământul sfânt cu vii și cu poieni. Plecarați unii din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul, e o greșeală poate, să nu te întorci la el e un păcat. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. De ce îngropați în alte țări răsadul vieții voastre cele tinerești? Să-l pătăcește fără voi răsadul în fața tristei case părintești. Cum poate fi viața norocoasă la margine de lume și pământ? Norocul nostru e la noi acasă, în limba noastră și în al nostru cânt. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Vă mulțumim la toată lumea. Vă urăm noapte bună și liniștită și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă îndemnăm să fiți aici și la următoarea emisiune. Cu mare drag, Gheorghe Țopa. Încă o dată le mulțumim la partenerii noștri. La Redan Lux, Piața Agricolă Revenco, Vineria Hâncești, Ion Scoarță, Svetlana Wolfring, Tudor Hadârcă, Valentin Brașoveanu, Ștefan Cataraga, Nicolae Cojuc, Uj Taxi 14222. Vă mulțumim și vă aplaudăm cu drag!